Cu ocazia întâlnirii pe tema falansterului de la SKN Prahova, încerc să prezint un scurt eseu despre activitatea societății agronomice realizată de Teodor Diamant pe domeniul de la SKN. Am plecat în a realiza eseul Falansterul de la SKN Prahova de la un motto care cred eu că este destul de incitant. Păstrează-te, instruiește-te, moderează-te, trăiește pentru semenii tăi, ca și ei să trăiască pentru tine. Se credea mai ales înainte de 1989, prin anii 1960, când la modă era protocronismul național, că mai mulți autori voiau să demonstreze cum că un tânăr vizionar și patriot totodată, pe nume Teodor Diamant, născut în anul 1810, decedat în 1841, făcuse un prim pas românesc spre o societate comunistă, printr-o efemeră încercare practică, realizată la Scăieni, înaintea experimentului rusesc din octombrie 1916 și chiar înaintea Comunei din Paris din anul 1871. Observăm că ideile și opere filozofice ale socialismului utopic francez, Charles Fourier, reprezintă pentru Teodor Diamant un punct de plecare. Avea știre și despre ceilalți socialiști utopici ai vremii, despre englezul Robert Owen și chiar despre francezul Saint-Simon. Dar ideile acestora nu l-a atras atât de mult. Teodor Diamant caută un om, spunea la vremea aceea, cu dare de mână. Emanuel Bălăceanu este boierul de numele căruia se leagă întemeierea falansterului de la SKN Prahova. Un boier bogat, cu o moșie întinsă, ce producea un venit mediu anual de 14.000 de galbeni la nivelul anului 1873. Țin să precizez că Teodor Diamant îl cunoaște personal în Franța pe marele utopist francez. Aș mai vrea să menționez relațiile care se încheagă între Charles Fourier și Teodor Diamant. S-a considerat atât de Fourier cât și de Teodor Diamant că în acest falanster fiecare asociat putea să dezvolte multilateral aptitudinile și inclinațiile. Munca devenea în felul acesta o plăcere, o necesitate fiziologică pentru toți membrii societății ei, iar contradicția dintre munca fizică și intelectuală, dintre oraș și sat, dispărea. Veniturile urma să se împartă după calitatea muncii și după talent. Aici trebuie să apreciem bunătatea de care a dat dovadă boierul Manolache Bălăceanu pentru a aduce profesori, știu eu, preoții, profesori care existau în zonă, pentru a școli copiii celor care munceau pe domeniul său. Iată, fetița sa beneficia de același mod de educație, pentru că și-a dat seama că un om educat, un om instruit, va fi în sprijinul său mai târziu. Le-a asigurat condițiile necesare, deci nu i-a, eu știu, cazarea, masa, era un fel de mănăstire cu tot ceea ce presupune ea. Și modul ăsta a avut sorți de izbândă, pentru că părinții fiind la oaltă cu copiii pe același domeniu puteau munci până seara târziu, deci de aici și beneficiul pe care l-a avut. În aceeași perioadă, domnitorul Alex Bibescu Vodă are în preajma Bucureștilor, așa cum am spus, la Pantelimon, o societate agronomică asemănătoare pe care i-a încredințat-o fratelui său Mihai Ghica. Competiția nu era suportată de voievod, pentru că prin venitul pe care l-am expus mai devreme la nivelul anului 1873 de 14.000 de galbeni, un venit destul de mare, deci ca atare nu suporta competiția
și este motivul la care a recurs domnitorul de a închide Societatea Agronomică de la Scăieni și a recurs la diferite moduri. Se presupune că Manolache Bălăceanu avea niște datorii, este motivul pentru care este anchetat și chiar arestat, dar falansterul continuă, nu la aceeași dezvoltare de dinainte, dar în continuă soția sa. Și din relatările lui Bălăceanu Stolnici ne spune că femeia era foarte, foarte bătăioasă și a vrut să dovedească că această societate agronomică își are rostul ei aici. Spuneam aici tânăr vizionar. Un tânăr vizionar, adică ideile lui de la început aveau un sfârșit pe care el le vedea și le vedea în bine. Nu, odată ce s-a... Dacă el trebuia să convingă pe cei din jur, această convingere el o avea pentru că ideea era de la bun început cu un sfârșit așa, de happy end, adică un sfârșit în roz, nu... Nu, vă prezint eu și vă spun, nu faceți nimic decât să țin. Deci bate când? La un semn? La un semn al dumneavoastră, deci toată lumea bate din palme. Să spuneți Casa de Cultură Bodescă. Zic eu. Da. 1, 2, 3 și... Casa de Cultură Bodescă. Bună ziua, mă numesc Elena Drăgan, sunt directoarea Casei de Cultură Mihai Eminescu din Bordescăieni. Ne aflăm în momentul de față la ediția întâia a cercului de pictură al Casei de Cultură. La cercul de pictură al Casei de Cultură, mai știți dumneavoastră ce nu este bine acolo. Acest cerc a fost creat la inițiativa domnului primar Bucuroiu Constantin, dar și a consilierilor din localitatea noastră. Prin acest cerc de pictură caut să dezvolt pentru tinerele talente în domeniul picturii și atunci este frumos pentru vârsta lor. Acest cerc este condus de doamna pictor Rodica Glășeanu, care este din orașul nostru. O felicităm și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru că a acceptat să facă aceste cursuri. Haideți să batem din palme. Eu le doresc succes tinerelor lăstare pentru faptul că vor să vină să-și dezvolte aptitudinile în domeniul activităților de creație și le doresc succes și să avanseze cât mai departe pe viitor. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Acum vreau să faceți cunoștință și dumneavoastră cu acești elevi care fac parte din cercul de pictură. Zic. Adriana, Cristiana, Maria, Andreea, Ioana, Tare. Ana, Adina, Ionuț, Emilia, Denisa, Victoria. Thank you.
Ne aflăm la poarta de intrare în conacul boierului Manolache Bălăceanu. Ce vedem în spate aici, acestea sunt singurele relicve care au rămas din ceea ce s-a numit conacul boierului Manolache Bălăceanu. În spate vedem acum niște case noi, case cu siguranță care nu sunt construite în preajma anilor 1935-1936, dar ne dăm seama că întinderea a aparținut boierului Bălăceanu. Mai mult decât atât, trebuie să ne imaginăm acum că în stânga acestor porți, care încă au rămas, ele, stâlpii aceștia datează din anii 1935-1936, era acele dependințe unde boierul Manolache Bălăceanu avea loc de cazare și masă pentru mâna de lucru pe care o folosea pe domeniul pe care își desfășura activitatea, acel falanster înființat de Teodor Diamant, înființat după principiile utopice ale lui Teodor Diamant. Dacă ar fi să ne referim la domeniul, întinderea acestui domeniu, trebuie să ne imaginăm tot ce ține acum de aceste dealuri în stânga și mai ales către partea de sud, de unde ne aflăm acum, până în apropierea unui pârâu care și astăzi poartă denumirea de Bălăcuță. Există o imagine care ne familiarizează cu ceea ce a însemnat conacul lui Costache Manolache Bălăceanu, dar și aceea, dacă ne ducem și o luăm din cărțile de istorie din anii 80, nu este decât, să zic așa, o mică ruină. Castelul în totalitate nu se mai păstrează. Aducem ca argument în această idee tot ce am spus mai devreme în eseu, mai ales calamitățile naturale suferite în preajma anului 1840, cu tremurul din 1841 și inundațiile care au survenit. În rest, nu mai putem să avem nimic viu care să ne vorbească despre ceea ce a însemnat falansterul de la Scăienta. Da, da. Tocmai de aceea am vrut să scot în evidență dependințele care erau construite. Da. Două secunde. Stai să filmăm. Vă spun imediat. Da, băieții, stai că am o fată ca el și... Da. Alexandra, avem o rușine. Imediat vă explicăm. Stați puțin lângă domnul acolo și vă explicăm imediat despre... Cred că orientați ăsta de acum cu nepoții cu astea. Nu. Vă explicăm imediat. Două secunde. Da. Stați acolo. Spune despre ce e vorba, da? La ce e vorba? Da. Știți că aici a fost falansterul de la Scăin Prahova. Falansterul. Nu, că eu asta aici la... Nu-i cumpărat de mine aici, din... Da. În anii 1835-1836, când ați cumpărat dumneavoastră, stâlpii ăștia ați găsit aici, nu? Da, toate. Da. Pusem. Știți, aici din 80. Am băiat și eu la tine, am făcut toată numai pe afară. Astfel a avut dus, fata a terminat facultatea acum de inginere. Stați puțin că se termină cardul și după aceea vă luăm interviu. Nu cunoaște multă lume, pe exemplu. Numai puțin. Deci, legat de mâna de lucru pe care o folosea. Din ideile utopice ale lui Charles Fourier, este că pe domeniul feudal îi trebuia cam 1600 de oameni. Teodor Diamant se folosește împreună cu Manolache Bălăceanu de numai vreo 50-60 de oameni, care și aceștia sunt luați din dezrobirea țiganilor și îi folosesc ca o mână de lucru ieftină.
este lucru de care ne legăm acum. Și dacă ne raportăm la anul 1848, vedem că s-au creat niște idei premergătoare, în sensul că această dezrobire face ca să aibă o mână de lucru mult mai ieftină decât alții. Da, da. Problema cu modul în care, da, modul în care au fost tratați de către atât de către Teodor Tiaman, cât și de Părăceanu Manolache, a făcut ca ei să aibă încredere, pentru că copiii lor erau bine crescuți, educați, le-a creat acel statut de școală, cu educație permanentă, le pusese la dispoziție profesori pe mai multe discipline și acest lucru face ca, datorită întâmplărilor din viața cotidiană, prima soția lui Bălăceanu moare și face ca acesta să se căsătorească cu una din fetele de pe Moșii, care era casta lui așa. Și această femeie, de care vorbește foarte frumos în cartea sa academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, îi dăruiește numai puțin de 8 copii, care vom vedea, așa cum am văzut de fapt din eseu, va duce mai departe destinele acestui falanster de la Scăimpracu. Cert este că, ca și astăzi și atunci, natura era prielnică, adică mediul înconjurător era destul de prielnic, aici existând niște... Să trăiți! Da, acolo, da. Da, acolo. Sunt acolo. Dar numai aici a fost. Da. Era un dal puternic contezit și să știți că iarna avem o primă blândă datorită dealului acesta extracarpatic. Motiv pentru care falansterul de la Scăim Prahova era în programa de școală a manualului de istorie, studiat în clasa 9 în anii 80. Este unul din evenimentele de seamă petrecute în perioada prepașoptistă. Da? Lucru dovedit, argumentat de mai toți istoricii noștri. Dacă ne raportăm la secolul 21, observăm că utopiile lui Teodor Diamant, desprinse din utopiile lui Charles Fourier, nu mai prind atât de mult, mai ales că pe noi comunismul ne-a lovit destul de mult și destul de bine. Așa că după 1989 e foarte greu ca aceste idei utopice să prindă teren. Chiar și sub altă formă, nu numai în domeniul agriculturii. Mentalitatea noastră face ca noi să eliminăm chiar orice a fost bun pe timpul comunismului. Falansterul de la Scăin Prahova, al lui Teodor Diamant, rămâne o pagină de istorie locală ce s-a inclus de la sine în istoria noastră națională și chiar universală. Ne aflăm în Casa de Cultură Mihai Eminescu din orașul Boldesc Căieni, unde am expus un mic referat intitulat Falansterul de la Scăin Prahova, autor, profesor istorie, Iovan Sorin Ștefan.